Salut! Pace, dreptate și bine la o nouă emisiune, să zicem așa. Astăzi vreau să vorbesc despre o poveste interesantă legată de limbă. La un moment dat, în comentariile literare apare distinția asta analitic-sintetic. Și mulți elevi nu înțeleg despre ce e vorba. Cum adică analitic, cum adică sintetic? Un răspuns foarte simplu ar fi analiticul presupune mai multe cuvinte, sinteticul mai puține. Acum însă merită o poveste. Și povestea a fost așa. Oamenii s-au întrebat cum de-a apărut limbajul, cum s-au manifestat primele limbi, care a fost limba primordială. Se vorbește de indo-europeană și care ar fi sursa celor mai multe limbi vorbite în Asia și în Europa. Dar lingviștii au constatat că există și alte familii de limbi care nu au legătură cu indo-europeana, hamitice de pildă, și ca atare, care ar fi limba sursă, limba originară, limba tuturor celorlalte, încă nu e clar și nici nu e clar dacă a fost doar o singură limbă. Odată un elev de mult m-a întrebat dacă nu s-ar putea reduce cuvintele cele multe la mai puține. Era deranjat de faptul că prea erau multe lucruri de spus, prea multe cuvinte de învățat. Nu mai zic într-o altă limbă, dar chiar în limba ta, revoltător de multe cuvinte. Și l-am întrebat, bine, frate, dar cam câte ai vrea să fie? Păi, dacă se poate, unul singur, ar fi ok. Ce să ne mai ascundem? Și am stat să mă uit împrejur pe masă și am găsit cuvântul pix. Ia câte unul ca ăsta. Și am întrebat, prietene, dacă ar fi un singur cuvânt, cum ai relaționat-o cu oamenii? Uite, de pildă, dai un telefon gagicii tale și îi spui că vrei să mergi cu el la film. Și zici, pix, 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 ce spune pix? Și tu ce ai înțelege de aici? Păi, a spune, bună, Maria, vrei să ne vedem diseară la film? Asta și înțelege prin pix, 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 pix. Și dacă ea ce ți-ar... Ea să răspunde pix, ce ai înțelege? Păi ar înțelege da. Păi și de ce n-ai înțelege nu? Că doar e același lucru. Pix da și pix e și nu. Și după care am ajuns amândoi la concluzia că trebuia subtitrare pentru fiecare pix folosit. Și ulterior am constatat că există de fapt numeroase viețuitoare care se folosesc de limbi cu un cuvânt și se numesc animale. Ok, prin urmare, elevul respectiv avea o tendință spre o comunicare animală. Apropo de asta, nu vreau să trec mai departe. Până și animalele nu sunt la fel de comunicative de la o limbă la alta. În anul întâi de facultate, un profesor de lingvistică ne-a explicat că sunt sunete diferite pentru fiecare popor. Și fiecare aude altfel cum face, de pildă, câinele, pisica sau șoricelul.
N-am crezut, dar am zis, ia să mă uit eu în 5 limbi străine și le-am ales și eu random, de pildă ham-ham pentru cățel, în engleză este uf-uf, în germană wow-wow, în greacă gav-gav, în estoniană au-au și în turcă hav-hav. Cum observăm, se aude cât un sunet, un A în aproape toate limbile, cu excepția englezei, care aude doar O. Un U se aude, dar nu în greacă și în turcă. Ok, pentru pisică, în engleză este miau-miau, în germană, ca la noi, miau-miau. În greacă se adaugă un nou, e un miau, miau. În estoniană un miau, cu j așa scris, și în turcă un miau, dar cu un Y. Bun, asemănările sunt mai mari în pisicește, după cum se vede. Toată lumea aude cel puțin un I, un U, un O, sau un nou U rotunjit, ceva în felul ăsta. Cel mai divers din punctul ăsta mi s-a părut de pildă sunetul șoariciului, care de la chiț-chițul nostru ajunge în engleză schiș-schiș, în germană kechen-kechen, în estoniană prițima-prițima și în turcă esmec-esmec. De la chiț-chiț la esmec-esmec, diferența e catastrofală. Nu știu de ce, în greacă mi-a apărut același schiș-schiș ca în engleză. Probabil că e o greșeală de traducere, cu siguranță nu este același sunet. Am vrut să vă arăt aceste lucruri pentru că noi s-ar părea că nu auzim exact sunetele scoase de animale, ci am adoptat prin convenție o anumită interjecție și nimic mai mult. Acum problema era cum au apărut primele limbi. Ori lingviștii spun că din astfel de interjecții, tot mai diversificate cu fiecare generație de vorbitori, au apărut primele cuvinte. Și aceste prime cuvinte nu erau decât combinații mai ciudate de sunete și care corespundeau unor zgomote sau unor sunete din natură, făcute de ființe, sau unor sunete, poftim, din corpul omenesc, să zicem, ghiorăitul mațelor. Aceste sunete însă nu sunt de ajuns de comunicative și au nevoie de concentrări. Am constatat că o formă intermediară pentru limbi ar fi răspunsurile acestea foarte scurte. Să zicem, avem un tânăr și o tânără, bun, un tânăr pitic și o tânără înaltă. Și ăștia merg să stea pe bancă, uitându-se unul la altul voluptos, observați cum e de voluptos, și Gagica le întreabă, auzi, prietene cu față de bic, mă iubești? Și el îi spune da. În momentul în care există doar un asemenea dialog,
ne apropiem foarte mult de comunicarea animală, întrucât mă iubești și da, pot fi înlocuite cu și asta masculul să răspundă da, de da, ia către niște sunete care nu sunt decât interjecții, dar care nu mai arată niște sunete din natură, ci sunetele sunt niște sunete artificiale prin care noi comunicăm un anume sentiment. Bun. Acum, evident că putem folosi astfel de sunete și pentru alte stări decât cele de aprobare sau cele de întrebare de iubire. Da, de pildă, putem folosi, nu știu, îți place, întreabă fata asta pe băiat, îi zice, îți place să bei vodcă, da, și poate să-i zică, și ăsta să-i zică, sau, habar n-am. Problema este că aceeași interjecție, cum observăm, chiar artificială fiind, poate fi și pentru alte, poate fi și pentru alte lucruri făcută. Și de aceea a apărut nevoia de nuanțare, de a spune mai mult. Și dacă tot ne imaginăm că se află cei doi pe bancă, iată că în limbajul modern reacția unui simplu da la întrebarea te iubesc este doar, are o probabilitate mică, pentru că pot fi alte răspunsuri. Să zic că depinde de context, de cheful meu, de notele de la școală, de multe alte lucruri. Nu întotdeauna pot accesa sufletul și sentimentele ca să pot să spun ce simt și cum simt față de cineva. Da, ulterior au apărut tot felul de procedee de a lărgi cuvintele. La început au fost fie repetări de silabe, mama, poftim, bu, au fost prefixări, să zicem, nu știu, ne, la, ia că te un la și un ne, la, au fost sufixări, nu știu, băiatul, nu e bine că la noi e un sufix lexical, nu știu, vedere, de la vedere, și apoi au început să fie lipite cuvintele, cum avem de pildă floarea soarelui, sau cum avem în germană, multe cuvinte lipite unele de altele, s-au pus cuvinte dintr-o parte într-alta, de exemplu, băiatul vesel cântă și băiatul se uită vesel la iubita lui, Carioca. Au apărut evident împrumuturile pentru o mulțime de realități care nu aveau un echivalent în limba care împrumuta și toate acestea au dus la o dezvoltare a limbii până la zeci de mii de cuvinte și din câte am înțeles, limba română ar avea astăzi peste 150-170 de mii de cuvinte. Cam așa este povestea cu comunicarea. Și am ținut să zic toată drăcia asta, urmare a întrebării elevei mele, care e diferența dintre sintetic și analitic? Cuvintele în anumite limbi
care au avut, iată, procedeele respective de dezvoltare. Unele au mers spre tendința analitică să exprim o realitate prin mai multe cuvinte sau prin mai multe adăugări de prefixe, sufixe, alte cuvinte, compuneri. Altele au mers pe ideea sintetică a desemnării unui singur cuvânt pentru o singură realitate. Numai că în practică sunt foarte puține cuvinte, foarte puține limbi care fie sunt exclusiv sintetice sau exclusiv analitice. De pildă, engleza are atâta succes pentru că are multe cuvinte sintetice, multe cuvinte dintr-o una, două silabe și sună mult mai bine decât un cuvânt în 3-4 silabe sau un cuvânt compus. Însă nici engleza, nici o limbă precum, nu știu, o limbă bantu, unde sunt doar câteva sute de cuvinte și la care se adaugă prefixe și sufixe într-o veselie, nu sunt de fapt exclusiv analitice sau exclusiv sintetice. Adoptă și alte procedee pentru că îmbogățirea nu ar fi posibilă altfel fără toate cele zise anterior. Da, era frumos idealul tânărului nostru, în ultimă instanță un ideal sintetic, să avem un cuvânt prin care să spunem tot. Da, pe de altă parte, e fascinant și invers faptul că putem să folosim atâtea nuanțe, în cel puțin în limba în care suntem noi nativi. Pentru că mai este un pericol aici, alte limbi pe care le învățăm, putem să accesăm un set mult mai limitat de semnificații și de nuanțe decât cele pe care le avem posibile în limba nativă. Cam asta e pentru azi. Sper că v-a plăcut povestea cu limbile străine și cu sursa limbii. Ne mai vedem data viitoare. La revedere!